Deputații independenți, membri ai blocului Victorie, cărora li s-a interzis să-și facă munca în Parlament, acolo unde au fost delegați de popor, au solicitat explicații legate de acest lucru de la președintele legislativului Igor Grosu, șeful SIS Alexandru Musteață și directorul Serviciului Protecție și Pază de Stat Vasile Popa. Parlamentarii au expediat respectivilor oficiali scrisori separate. În cea trimisă șefului SIS se spune că ei au fost bruscați și intimidați de ofițerii SPPS, dar și de către persoane necunoscute, suspecte, ce refuzau să se legitimeze. Așa că i-au cerut lui Alexandru Musteață să spună dacă în 14 iunie au fost prezenți colaboratori SIS în sediul Parlamentului, dacă da, care este statutul lor juridic de aflare a lor acolo și în baza căror acte normative au participat la împiedicarea deputaților să-și exercite atribuțiile. Dacă nu au fost prezenți colaboratori SIS, deputații cer serviciului să investigheze urgent și să documenteze persoanele suspecte. Aceleași solicitări au fost făcute și șefului SPPS. În scrisoarea adresată președintelui Parlamentului, deputații menționează că hotărârea din 13 iunie a Parlamentului nu are valoare juridică, așa cum depășește direct articolul 68 din Constituție, care spune că în exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului, dar și articolul 71, potrivit căruia deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Parlamentarii îi mai reproșează lui Grosu că personal a dat indicații secretariatului și SPPS să pună în aplicare acea hotărâre abuzivă, iar ei au fost bruscați și blocați de ofițeri SPPS care nu au dreptul să facă asta conform legii. Prin urmare, ei întreabă în baza cărui temei constituțional și legal au acționat angajații SPPS, cine sunt persoanele necunoscute și totodată l-au somat pe Grosu să retragă imediat actul normativ abuziv și să înceteze încălcarea drepturilor aleșilor poporului. Am solicitat un comentariu de la comunicatorul fracțiunii parlamentare ai PAS, dar Adriana Vlas ne-a spus că nu comentează adresarea blocului Victorie. Reprezentanții SIS și SPPS nu au răspuns deocamdată solicitării noastre. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, deputații blocului politic Victoria au încercat să intre la ședința Parlamentului ca să lase acolo inițiativa semnată pentru demiterea lui Igor Grosu din funcția de președinte, dar angajații serviciului de pază nu i-a lăsat să intre. Pe întuneric, după ușa, aleșii poporului le-au explicat ofițerilor că interdicția nu este valabilă, deoarece nu a fost adoptată și nu a intrat în vigoare, acest lucru fiind o regulă obligatorie într-un stat de drept, iar prin urmare ei comit un abuz și o ilegalitate. Îmi pare rău. Cine a spus? Hotărârea Parlamentului. Hotărârea Parlamentului. Dar dumneavoastră ați citit legea privind statutul deputatului. Dumneavoastră nu aveți dreptul să nu vedeți acces în Parlament. Suntem deputați. Hotărârea Parlamentului nu este de voie să intru la ședința Parlamentului. Orice document emis de către Parlament intră în vigoare, doar știți. Da. Odată ce se publică monitorul oficial. E așa, băieți. Da, e așa. Da. Dați-mi voie să... Membrii blocului politic Victoria au mers sub o altă ușă de la intrarea în sala de ședință a Parlamentului și au scandat rușine pentru aceste acțiuni. Printre cei care au interzis accesul deputaților din opoziție la ședință au fost și câțiva tineri îmbrăcați lejer în civil, care se dădeau drept angajați ai serviciului de pază și nu au putut fi identificați. Nu este clar cum au intrat în Parlament și care e funcția lor. Niciuna dintre structurile indicate în adresările deputaților nu a comentat încă solicitările.